Bun găsit! Bun găsit la emisiunea noastră despre educație. Dacă data trecută am încercat să vorbim despre sport, mișcare, educație fizică și cât de importantă este aceasta în curricula pe care noi o avem în planul cadru de la școală, iată că astăzi vom discuta despre ceva ce nu există în curriculum și nu este prins în orarul copiilor, însă face parte din activitățile, aș putea spune, cele mai preferate, pentru că vorbim despre activități extracurriculare la teatru. Și alături de mine, și o să ne spună mult mai multe decât aș putea povesti eu și abia aștept să aflu și eu mai multe, alături de mine se află două invitate, Anca Dină, bun venit, și Elena Grigorescu. Cu ele vom discuta despre ceea ce înseamnă teatru pentru educație și de ce ar fi frumos să îl avem cât mai des și să îl avem așa cât să-i stârnim pe copii în a valoriza ceea ce este frumos, în a găsi acele lucruri plăcute care să-i facă să se simtă bine și să le creeze starea de bine. Dar hai să vorbim acum, Anca, spune-ne cu ce te ocupi? Despre ce este vorba? Că e vorba de un proiect, e vorba de ceva ce ați lansat mai de mult, adică nu e ceva nou acum pe piață, întâmplat ieri și astăzi, nu? Da, aș spune că teatru e prima dată pentru mine, nu și pentru trupa de actori care joacă această piesă de teatru. Este vorba de Pipin, puneți o dorință, cu care tocmai s-a jucat în Ploiești pe scena de la Cercul Militar. Cu ce mă ocup eu? În primul rând, ca profesie, sunt restaurator. Restaurator care iubește foarte mult meseria, dar mai presus de meserie și iubește foarte mult patrimoniu. Patrimoniu cultural material și încercăm, prin asociația pe care o coordonez, Art Conservation Support, ACS, cum îi spun prietenii, încercăm să ajungem la mai multe categorii de beneficiari. Ne adresăm și specialiștilor, dar ne adresăm publicului larg, adulți și copii de data aceasta. Am înțeles. Și să o întrebăm și pe Elena. Ia, tu ce faci, cu ce te ocupi, de unde vii, de unde pe la... Eu sunt învățătoare la școala gimnazială Andrei Mureșanu din Ploiești și am avut onoarea să o cunosc pe Anca Dină în urmă cu 4 ani, în cadrul unui proiect pe care l-a dezvoltat, numit Pipin zboară la țară. Și apoi m-am îndrăgostit de patrimoniu, de proiectele Ancăi și am continuat cu celălalt proiect, cele mai frumoase locuri din România în ochii copiilor. Și acesta este al 4-lea an când suntem alături, eu, clasa mea, colegele mele și toți cărora mai pot să le spun despre cum să aducem patrimoniul în inima copiilor și în ochii lor. Uite, în avalanșa asta de informații pe care o avem, mie mi-e foarte ciudă că am aflat foarte târziu despre proiect, pentru că mi-ar fi plăcut să particip și eu cu elevii mei și cred că sunt în linie cu Elena când spun că noi încercăm să aducem în fața copiilor și să-i facem să înțeleagă că lucrurile se întrepătrund. Deci vorbim despre teatru, dar de fapt ne-am dus către patrimoniu. Și iată că această interrelaționare de fapt nu face altceva decât să sporească și să înțelegem cumva acel tot care înseamnă cultură. Pentru că există mai multe piese care alcătuiesc lucrurile, să spunem, ale părților frumoase, pentru că așa le văd eu pe toate cele care țin de cultură. Și modul în care le putem valoriza și modul în care le putem scoate în față apar din diferite sectoare, să spunem. Și cum se numește, când s-a întâmplat prima dată această acțiune în care patrimoniu prin teatru a ajuns la copii? Pot să vă spun că e prima piesă de acest gen din România, piesă de teatru pentru copii, care pune accentul, aduce în lumina reflectoarelor patrimoniu. Pe lângă ideile despre patrimoniu pe care le transmitem și decorul cu case, săltărețe și dansatoare pe care copiii pot să le vadă în piesă, e vorba de fapt despre o lume a copilăriei în care Pipin, pițigoiul cel curios, cu prietenii săi, după cum se vede și în imagini, prietenii săi, rândunii, caririi, șoricelul, libelula, o aventură întreagă cu un cavaler în armură și cu un motan și nici nu mai știu, sunt mai multe personaje.
interacționează și transmit informația altfel foarte greu accesibilă, pentru că vorbim despre un domeniu puțin cunoscut și de adulți, dar mai, cu atât mai mult de copii. Vorbim despre un domeniu greu accesibil și informații greu de transmis într-un limbaj, de fapt, care te încântă, te bucură și copiii, după părerea noastră, au fost în extaz de fiecare dată. Și e o piesă de teatru foarte dinamică, foarte dinamică și foarte interactivă pentru copii. Eu voiam să întreb cine este Pipin, dar deja am aflat că e vorba despre un pițigoi curios. Și el ce află? Elena, tu ce ai aflat astăzi la piesa de teatru? Află mai multe informații despre fațadele caselor. De exemplu, am aflat despre primul balcon din București, am aflat despre cariatide, am aflat despre atlanții, despre lucruri pe care nu le întâlnim în viața de zi cu zi, dar sau le întâlnim, dar nu le vedem. Le întâlnim, dar n-am ochi să le vedem. Cum spuneau elevii mei și părinții lor, de acum merg pe bulevard și stau cu ochii în sus să observ, să văd. Și se uită la marginea ferestrei, la modul în care e făcut acoperișul și așa mai departe. Am întâlnit pentru prima dată o stare dintre asta de a observa când am mers cu niște elevi de-ai mei în tabără și am parcurs Iașul la picior Centru Vechi, dar însoțiți de un profesor de istorie care cunoștea cumva și partea aceasta de arhitectură. Și le-a oferit o grămadă de informații despre simbolistica formelor pe care le vedeau atât la biserică cât și la celelalte clădiri și erau super încântați și într-adevăr după ce am încheiat acel circuit începuseră să se uite la orice casă să găsească un ceva despre care ar putea explica în felul în care explicase ghidul nostru. Însă nu vorbim despre Iași, vorbim despre Ploiești. Dacă ați găsit ceva în Ploiești și ar putea intra în piesă? Aș vrea să mai spun ceva despre Pipin. Da. Și despre ce ne-am spus mai devreme. Pentru că acest pițigoi curios, care este opera, creația Laurei Hangiu, a fost de fapt un personaj de carte care a apărut în 2019, cred. Și de acolo s-a dezvoltat în multe proiecte culturale. Noi, practic, cu asociația din 2009 dezvoltăm proiecte, dar Pipin a avut așteptat puțin până să apară. Ce încercăm noi să învățăm pe copii prin aceste proiecte este să fie atenți la ce în jurul lor și să observe. Și este mai mult decât am putea o face într-o întâlnire cu ei, pe stradă. Desigur, o întâlnire este cireașa de pe tort, dar ei trebuie să o aștepte și să aibă deja niște informații pentru că atunci când se merge împreună, să știe. În cele mai frumoase locuri din România, în ochii copiilor, pe care le-am încheiat în toamnă și care a și fost nominalizat pentru diferite premii, am făcut chiar asta. Am predat, pentru că am prins perioada de pandemie, când nu se putea merge peste tot, dar am avut și avantajul că ne-am putut adresa copiilor din întreaga țară. Practic. Pentru că online nu ne oferă acest avantaj. Exact, putem și trebuie să luăm și avantajele din tot dezavantajul care a fost cu pandemia. Am avut copii din 30 de localități sau peste 30 de localități din țară cu care am făcut ateliere online, în care noi le-am explicat ce înseamnă o fereastră. O fereastră? Cum? Adică toată lumea știe o fereastră. Dar trebuie să înțelegi fereastra, de ce e importantă una istorică, de ce nu orice se schimbă cu o fereastră nouă, de ce trebuie să păstrăm lucrurile așa cum sunt, că are un încadrament, că deasupra poate stă un mascaron. Ce e un mascaron? Este acel ceva care poate să aibă chip de om sau de animal, care sperie spiritele rele și apără casa, adică de rău și așa, ce este o cariatidă, ce este, cum ne vorbesc fațadele, cum trebuie să privim o casă, care e fațada principală, cum ne întoarcem în jurul ei și ce trebuie să observăm. Și atunci, tot acest joc, transmis online în mai multe întâlniri și după aceea copiii aveau o provocare la care trebuia să răspundă, adică fiecare mergea în localitatea lui și căuta un anumit element surpriză pe care îl
anunțam la întâlnirile respective, tot acest joc îi făcea pe copii să fie foarte atenți. Și ce e cel mai frumos, că și părinții lor au intrat în joc și a fost așa o... Adică am primit foarte multe mesaje de genul: vai, nici nu știam ce frumos e orașul nostru sau statul nostru sau wow, ce-am descoperit și acum mă duc, nu numai că sunt turist în orașul meu, dar de câte ori mă duc în altă parte, mă uit și am telefonul plin de poze cu case și, și e așa de frumos. Și, adică, de fapt, asta este vorba, să învățăm să iubim, să privim, pentru că dacă privim, respectul nostru crește și ne iubim localitatea și atunci și mândria noastră, adică crește odată cu ea, putem să le vorbim și altora și putem avea grijă de locul în care stăm mai bine, pentru că ne place. Eu cred că aici și se răsfrânge la nivel larg, adică e așa ca un bulgăre care crește și aduce bucurie tot mai mare. Așa e. Mie mi se pare că se pune temelia acelei valori numită patriotism. Se pune temelie pentru valoarea pe care încercăm să o creăm copiilor prin a iubi locul de unde vin și a prețui ceea ce există, pentru că cu cât stricăm, nu știu cât mai putem construi. E și atunci ceea ce avem trebuie pus în valoare și trebuie păstrat și trebuie recondiționat, să spunem, astfel încât să rămână să se bucure și alții. Și noi avem în oraș destule clădiri pe care putem să le punem în valoare. Am văzut, au trimis copiii poze. Au trimis, da? au avut și însemne și uși și feronerie și depinde care în ce etapă, pentru că de fiecare dată am schimbat provocările tocmai ca să învățăm să privim și mulți au zis: vai, dar ce frumoase, ce lucruri frumoase am văzut după ce a trecut provocarea. Păi asta este, despre asta e vorba, nu trebuie să fii campion în timpul provocării, ci să înveți ceva și vezi prin mai multe expuneri, nu o singură dată. Deci copiii învață acum, dacă vin la piesa de teatru, deci Pipin, puneți o dorință, este piesa pe care noi o avem acum de prezentat, să spun așa, și întrebarea este, ea a fost susținută deja în Ploiești, unde o mai putem vedea și când? Pentru cei care nu au aflat până acum despre. Pipin, puneți-o dorim să face parte dintr-un proiect cultural finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, Patrimoniu pe Scenă. Deci cu ajutorul, cu acest suport pe care îl avem de la Administrația Fondului Cultural Național, putem să ducem patrimoniul mai departe. După cum vedeți în imagini, sunt căsuțe care fiecare aduce cât un element, căsuțe care se mișcă, care se plimbă, care dansează, care saltă, care fac diverse lucruri. Avem un acest proiect, am venit de două ori în Ploiești. Prima dată cu sală foarte plină, acum se pare că examenele au încurcat puțin. Sunt într-o perioadă mai și dificilă. Și grema și toate cele au dat peste cap mult mersul firesc al lucrurilor. Dar vom continua. Va mai fi în toamnă, cu siguranță va fi și în București, adică am fost și în București, am fost și în câteva sate, vom mai avea câteva reprezentații în continuare deja programate în București sau în alte locuri și în toamnă sperăm să continuăm și nu îl vom lăsa să dispară, cu siguranță. Păi nu îl lăsăm să dispară, merge, că eu îl aștept neapărat în toamnă să-l prind și eu cu elevii mei și probabil și colegele mele, pentru că nu toată lumea a aflat despre ce se întâmplă acolo și acum, mai ales că știm că se pune atât de mare accent pe patrimoniu, pe cultivarea unor valori, că asta am și zis mai devreme și susțin în continuare, mi se pare că din tot ceea ce faceți se duce în ideea aceasta și tare mult aș vrea să vin și eu cu elevii mei să-l cunoască pe Pipin. Îmi place că sunt personificate personajele, casele și așa mai departe, tocmai pentru a fi pe înțelesul copiilor. Și acum vin cu întrebarea: căror vârste vă adresați? Piesa de teatru este 5 ani plus și merge pe undeva până la clasa a 5-a, cumva și a 6-a, dar mai mult ei au alte căutări. Deci în zona elevilor de ciclu primar, da? Da, depinde foarte mult și de expunerea copiilor și de cum au fost obișnuiți să privească și de cât au fost obișnuiți și duși la teatru sau în diverse lucruri. Adică piesa de teatru reprezintă un punct de plecare, un punct de pornire în a înțelege despre ce e vorba în
proiectul mai mare, să înțeleg. Da, e un proiect mai mare și chiar și această, și chiar proiectul acesta mai mare este parte dintr-un proiect și mai mare. Așa. Pentru că vă spuneam la început că noi suntem specialiști în conservarea patrimoniului și știm foarte bine că nu este suficient să ne facem noi treaba lucrând, făcând bine pacientul nostru care este patrimoniu, că este clădire, că este o pictură, că este un obiect. Este vorba de a transmite dorința de a păstra și celorlalți și de a crește respectul, pentru că dacă comunitatea nu este implicată și dacă comunitatea nu-și cunoaște valorile și nu vrea să păstreze, după ce pleacă specialistul, totul revine la paragină. Da. Și atunci trebuie toată lumea implicată și conștientizată și bucuria pe care o simțim noi ar fi păcat să rămână doar la noi. De acord. Iar din acest proiect cu Patrimoniul pe Scenă avem și această cărticică care practic exprimă o parte din piesa de teatru. Are... Să o arătăm așa un pic? Da. Da. Deci este Pipin și diferite încercări ale cavalerului. Cred că coperta s-ar vedea mai bine ca să înțeleg. Coperta? Care va să zică și care are și o activitate de desfășurat de această dată pe străzile din București, că de acolo pleacă Pipin și... Da. Și de a căuta și a descoperi diferite case pe urmele lui Alexandru Dimitriu, un mare tinichigeriu al Bucureștiului și nu numai, care a făcut acest cavaler, acest cavaler care se află chiar pe casa lui din București. Ce tare. Și a făcut și mai multe, că vorbeați de Iași, chiar este și și în Iași, a fost pe Palatul Culturii și pe multe, multe alte clădiri, a făcut elemente importante de care contează foarte mult la nivel estetic în ce privește acoperișul. Pentru că și acoperișul e important și toate elementele de pe el contează. Nu poate fi înlocuit doar ca să avem unul nou. Păi da, dar uite, eu o văd și aici o provoc pe Elena. O carte ca asta nu ne aduce nouă un proiect frumos la clasă? Să facem și noi clădirile din Ploiești, să le punem pe o hartă și ce au ele special? Ce părere ai? Deja am vorbit cu Anca și îi propusesem în proiectul trecut. Noi am fost practic detectivi în căutare de comori, comori arhitecturale. Și îi propusesem ca acei copii care găsesc un obiectiv în Ploiești să-l poată pune pe o hartă și alții să se poată duce la el. Deci sunt idei, sunt planuri care sperăm să ajungă puse în funcțiune în curând. Sunt idei, dar a fost o doamnă învățătoare care a zis: vai, le-au descoperit pe toate, noi nu mai avem ce să descoperim. Nu e nimic, le descoperiți odată și chiar în fiecare vrej poți să mai găsești încă un vrej. Sigur care spune că ceva. Da. Adică nu este într-o feronerie a unei uși sau care este însoțește o fereastră sau pur și simplu, eu știu, un candelabru, poți să găsești tot felul de elemente și tot felul de detalii care să te încânte. Și vezi o monogramă și zici: wow, uite, citesc litera L, nu știu ce, nu știu istoria casei, dar oare cine este? Și te incită să cauți, să vezi ce este cu casa aia, cine au fost oamenii aia. Și tot așa descoperi și te descoperi pe tine practic până la urmă. Adică descoperindu-te pe tine, cunoscându-te pe tine și cunoscând ce e în jurul tău, poți și să vorbești mai departe despre toate aceste lucruri frumoase. Așa e. Mie mi se pare foarte important acest proiect și mi se pare foarte frumos că intervine în educația copiilor și i-aș vedea rostul în săptămâna noastră altfel. Da. Noi am încercat, pentru că suntem o armată atât de mică de oameni care luptă din direcția acest motiv asta. Nu ați ajuns la mai multe urechi, pentru că sigur vor mai mulți să afle, să sperăm că acum o să se afle mai mult. Pentru că suntem puțini care facem asta, am încercat să venim cumva cu expunere cum este această piesă de teatru, în care pot mai mulți, într-un timp mai scurt, să culeagă mai multă informație. Și cu zâmbetul pe buze. Adică ce poate să fie mai frumos de atât? Probabil este vorba și de disponibilitatea de timp pe care o aveți, astfel încât să oferiți toate aceste activități, pentru că presupune deplasarea într-o anume școală, presupune o logistică. Nu, dar mai presupune ceva. Am încercat să mergem în școli și în foarte puține am reușit să mergem pentru că nu există spații.
nu ai unde să te desfășori de teatru, de exemplu. Așa e. Adică e un decor, e un spațiu pe care trebuie să-l acopere actorii, e un spațiu pe care trebuie să-l aibă copiii și trebuie să fie un spațiu în care să se simtă bine. Nu poți să doar să înghesui oamenii unul lângă altul și să zicem că am bifat ceva. Noi vrem să transmitem mesajul și să rămână frumos. Să fie lucru cu sens. Adică și, nu doar să bifăm ceva. Da, da, mi se pare foarte important lucrul ăsta, pentru că sunt multe acțiuni dintre astea pe care le facem doar să fie cu numele acolo și nu e în regulă. Trebuie să rămână cu ceva impact și să fie cu un feedback pentru a ști dacă s-a produs înțelegerea, dacă s-a adus mai departe informația așa cum trebuie. Așa este. Și când ziceam, când vezi că copiii râd și cu ochii, atunci când vezi că cei din jurul lor sunt plini de energie, așa de mult îmi plăcea, fac o paranteză, când eram în online și stăteau copilașii, unii se stăteau fiecare la el acasă, unii se mai grupau câte 2-3, că erau mai mititei și le plăcea să deseneze, să erau împreună. Și uneori mai se întorcea telefonul așa cum, sau da, camera, își puneau pe televizor, se întorcea și vedeai părinții aliniați așa și cum stăteau. Era foarte simpatic, deci era, pentru noi era un feedback foarte bun. Da, era evident, adică că ajungeți și în atenția, că erau captați de ceea ce faceți. Da, și comentau și spuneau, și tu ai văzut, ia uite, era. Hai să vorbim și concret despre o provocare pe care le-ați dat-o copiilor. Ce au avut ei de făcut concret? Păi, de exemplu, ei au avut de căutat, tot timpul am început cu ceva ușor. Cea mai frumoasă ușă sau cea mai frumoasă fereastră. Obiecte, adică lucruri pe care orice fața de le are și care se pare normal să fie acolo. Dar abia după ce începi să le vezi și să vezi diferențele dintre ele, îți dai seama cât de potrivite sunt cele istorice pe o casă istorică și de cât de canuca în perete e un geam termopan pe o casă istorică plină de detalii. Pentru că n-am nimic cu geamurile termopane, dar în acolo unde sunt ele bune și la blocuri, eu știu, la locurile lor pentru care au fost făcute, dar să înlocuiești doar de dragul de a înlocui sau doar de... Îmi pare rău să spun asta, dar am auzit și expresii de genul, păi toată lumea așa a pus termopan, adică nu o să fiu eu mai... Da, adică, da, nu e ok. Trebuie să privim lucrurile să fie potrivite fiecare la locul lor și să înțelegem că dacă e vechi, nu este rău. Și dacă e o casă veche, am avut la un moment dat niște discuții cu niște copii mici de grădiniță și vorbeam despre casele nu vechi și ziceau, nu-mi plac casele vechi, că miros urât. Da, dacă nu sunt îngrijite și devin... altceva? Da, intră o fază de paranjit. Dar dacă ele ar fi îngrijite și acolo ar fi o cofetărie în care miroase frumos și te simți bine și e un spațiu așa care îți încântă toate simțurile, atunci cum mai e? E vorba de noi, de cum păstrăm aceste lucruri, nu de cum arată ele pentru că noi nu le îngrijim. Tot vorbeam de vechi și îngrijit în același timp. I-am dus pe copii în școala altfel la casa lui Hagi Brodan, casa de Târcoveț. Și spuneau copiii mei de clasă pregătitoare, Doamna, e o casă veche, dar e chiar frumoasă. Da. Și așa m-a încântat că au știut să vadă frumosul. Am avut și o doamnă care ne-a prezentat foarte frumos fiecare obiect de acolo și te bucuri când vezi că și sunt încântați și apreciază frumosul. Și Elena s-a dus cu copii după fiecare întâlnire, s-a dus și uite, asta e șița, haideți să vedem cum este șița. Uite, asta este o piatră, pentru că în primul proiect în care ne-am întâlnit am vorbit și despre materiale, da, fiind pipin zboară la țară, vorbeam despre casele tradiționale, despre specificul local, de ce fiecare acoperișuri, da, și Elena s-a dus și a pus cu mânuța lor să pipe. Contează foarte mult. Noi suntem, cum spuneam, o mână de oameni, dar cu ajutorul extins al cadrelor didactice și al celorlalți putem să transmitem informația mai departe și să se ramifice, că nu... Și dumneavoastră, cadre didactice, știți mult mai bine ca noi să le vorbiți copiilor pe limbajul lor, nu? Că sunt... Păi vorbim, că încercăm noi să... Noi facem actorie în fiecare zi la clasă, ești de acord, da, nu? Pentru că noi de fiecare dată încercăm să le captăm atenția și să fim acolo cât mai teatral, ca ei să fie, să intre în jocul nostru. Mai ales la pregătitoare, acolo, da, dacă nu și dansezi și stai într-un picior, nu, da, nu te faci înțeles.
Avem multe de vorbit despre patrimoniu și despre proiecte atât de frumoase, însă... După provocarea cu ușile, că m-am apucat și am terminat, am făcut această carte, Capra cu trei uși. Este o poveste în care, de la povestea obișnuită Capra cu trei ei, se modifică totul, pentru că lupul, de fapt, este un mare iubitor de uși, tocmai pentru a le atrage copiilor asupra, în ideea de a ajunge la un număr mai mare de copii. De unde pot achiziționa copiii cărțile? Acestea sunt pe Patrimonescu, patrimonescu.ro, e un magazin online, unele sunt distribuite și prin librării, desigur, acum cât înțelege fiecare mesajul și cât le expune, dar pe patrimonescu.ro sigur sunt. Păi dacă le luăm și le descoperim și pe urmă chemăm un specialist să ne lămurească pe aici, pe acolo, la niște întrebări, am putea să facem asta din toamnă, să ne gândim la o posibilitate? Ne putem gândi și putem vorbi aplicat, nu știu să vă spun. Eu am lansat invitația și aștept cu mare nerăbdare să se întâmple lucrurile frumoase din toamnă. Vreau și eu să particip. O să recomand cartea și copiilor și tuturor celor care, deci, și cea cu ușile frumoase, Capra cu trei uși, și Pipin și Cavalerii în armură. Bănuiesc că avem și alt Pipin în afară de... Da, acestea sunt cele calde, luna aceasta scoase odată cu teatru în... Așadar, găsim ceva interesant acolo pe site-ul despre care ne-ați spus și Doamne ajută să fie să strânească acea curiozitate de care avem nevoie. Ne-am apropiat de final, ce pot să spun decât că vă mulțumesc tare mult pentru întâlnirea noastră de astăzi, vă doresc succes în continuare și să dea Dumnezeu să ajungă partea asta de educație în cât mai multe școli din România. E mare nevoie, e mare nevoie să investim și orele de educație plastică. Chiar dacă nu sunt despre patrimoniu sau chiar așa, trebuie să fie făcute responsabil și părinții să conștientizeze cât de importantă este fiecare materie, că nu degeaba este acolo. Pentru că ajungem să nu mai știm să ne îmbrăcăm pe unde mergem dacă... Ar părea fără sens, dar și mie mi se pare foarte importantă partea asta artistică și latura aceasta care contribuie enorm în formare. În formarea viitorului adult, în tot ceea ce va crea, în tot ceea ce va susține și în tot ceea ce va fi. Și aș avea o recomandare pentru profesorii de educație. Da. Pentru învățători și profesorii de educație plastică. Ce-ar fi pur și simplu să... ieșiți cu copiii sau nici nu trebuie să ieșiți, să le aduceți niște imagini din orașul dumneavoastră, din localitatea dumneavoastră, poate să fie și sat, și să desenați de pe ele. Deja ar fi un plus în a cunoaște, nu? Da. Copiii deja ar cunoaște un pic mai mult și dacă mai află și ceva despre ce e cu casa aia sau cui a fost, pentru că am avut la un moment dat într-o comună pe care o știam bine și știam care patrimoniu mult și case multe și așa, o surpriză în sensul că vai, dar nu pozăm casele alea, că sunt ale oamenilor mai săraci. Și ce dacă? Exact, alea sunt cele mai frumoase, alea sunt... Au acolo valoarea trecutului. Da, dacă le vedem și conștientizăm și înțelegem de ce este ceva frumos, sigur o să-l păstrăm mai bine. Doamne ajută, așa să fie. Mulțumesc mult de tot. Sper să ne întâlnim și în toamnă și atunci să vorbim despre continuarea proiectului în cât mai multe școli. Îmi pare rău că se termină întâlnirea noastră de astăzi, dar aș fi vorbit mai multe pentru că îmi place tot ceea ce aud. Atât Elena cât și Anca povestesc frumos și au entuziasmul ăla de care avem nevoie, pentru că îl simțim și elevii îl simt. Și cred că de asta există bucuria de după această piesă de teatru. Cred că există o bucurie și în a răsfoi aceste cărți, a le găsi și a le da sens, astfel încât copiii să fie curioși și să se ducă spre cultură așa cum ne dorim să o păstrăm, să fie într-adevăr valoroasă. Vă mulțumesc pentru astăzi, vă aștept cu mare drag și data viitoare la o altă discuție despre educație, pentru că trebuie să facem pași spre ceea ce ne dorim să fie mai bine și mai frumos în viitor.